Suntem la Mănăstirea Sfântul Mina, din județul Suceava. Voi, dar nu, după când nu dă voi înăuntru. Nu, de ce face? Știu că n-am nicio mănăstire, nu dă voi. Cum intrăm pe poarta mănăstirii. Avem un afiș acolo în care se zice că nu avem voie să filmăm în interior. Filmăm puțin aici afară, în curte, foarte frumos amenajat, pavaj nou pus. Acolo avem un clopote mare frumos. Acolo lumină rar. Deci, suntem în tranzit și am zis că să filmăm puțin și aici, dacă tot am intrat. Să vedem în ținutul Sucevei, Vălticenilor, aici aproape. Am vrut să vă arătăm puțin aceste imagini, pentru că e o așezare frumoasă, este pe stil vechi, dar e foarte frumos amenajată. Mănăstirea, am înțeles că e relativ nouă, prin 1995, început construcția și în 2019 s-a avut sfințirea ei. Și am zis în tranzitul nostru către Suceava, încolo către așa, să facem și aici un mic popas să vă arătăm dacă e de la Suceava, v-am mai arătat de la Voronezi, de la nu mai e cazul, dar de aici dacă nu avem, am avut ocazia să intrăm până acum. Vedeți, e frumos cu chilie acolo, cu balcoane, modern, spațiu verde, frumos. Și prea multe date, nu știu exact când a avut loc această așezare aici, dar se poate verifica. Cert este că în 2019 a fost sfințită și construcția în 1995. Am văzut ceva pe Pisani acolo, să vă încercăm să vă arătăm, dar nu știu dacă se va vedea foarte clar acel scris. Da. Deci cam acestea sunt imaginile și vom părăsi această mănăstire de aici. Ce mai impresionant este acele clopote frumos amenajate acolo. Da. Luând ne rămas bun de la dumneavoastră, vom părăsi această mănăstire.